Tată din ceruri, venim și în după amiaza acestui sabat să-ți mulțumim pentru că Tu ai fost cu noi până în momentul de față. Te rugăm să ne binecuvântezi așa cum stăm. Coboară Tu Duhul Tău cel Sfânt în inima noastră ca să priceapă cuvântul Tău. În mod deosebit te rugăm să binecuvântezi vorbitorul, pastorul nostru, și să binecuvântezi cuvântul, să aducă rod în sufletele noastre. Binecuvântează pe cei bolnavi, pe cei ce nu au putut să ia parte cu noi în acest sabat, dă-le Tu bucurie deplină acolo unde se află. Ajută-i Tu ca să nu-și piardă încrederea în făgăduințele Tale, Tu să fii cu ei acolo și ajută-i ca să nu se depărteze de Tine. Te rugăm și pentru tineri, bisericii noastre, binecuvântează-i Tu și ajută-i să facă lucrarea Ta la care i-ai chemat. Ajută-ne și pe noi să contribuim la aceasta și ajută-ne să fim copiii Tăi pentru veșnicie. Binecuvântat să fii Tu prin Domnul Hristos. Amin. Ocazia pe care o avem, îi sunt recunoscător pentru toate ocaziile pe care le dă și pentru ziua de azi, cred că El va răspunde rugăciunilor noastre, ale celor care L-am invitat să fie cu noi. Ioan Botezătorul zicea despre Domnul Hristos
acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Păstrând proporțiile, cred că aceasta e adevărat despre oricine vorbește în numele Domnului cu un mesaj de la El. Dacă v-ați uitat eventual în buletin, ați văzut acolo, textul este cel din Geneza 3:11, unde este scris că Domnul stă de vorbă cu Adam și îl întreabă, unde ești? Zice, m-am ascuns că mi-a fost frică și, mă rog, spune-ți două, trei cuvinte. Și Domnul zice, cine ți-a, că, fiindcă eram gol. Domnul zice, cine ți-a spus că erai gol? Las deoparte încheierea întrebării și am reținut prima parte ei. Cine ți-a spus? Haideți să încercăm să înțelegem despre ce este vorba. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-o grădină despre care ni se spune că avea pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare, fructele lor, evident. Despre zarzavatul nu se spune, dar despre pomi se spune destul de clar că erau și frumoși și făceau fructe bune de mâncat. A apărut întrebarea când s-au schimbat lucrurile, unde s-a dus grădina Paradis, grădina Edenului. Vin și eu cu un răspuns pe care vă rog să-l cântăriți, fiecare dintre dumneavoastră. Când Dumnezeu a făcut grădina Eden și a dat omului să o lucreze și să o păzească, a făcut și o miniatură a ei, aceeași grădină, la scară redusă și a pus-o în capul omului. Grădina Eden de lângă fluviul Eufrat nu mai este pe pământ. În mod sigur de la potop încoace nu mai este. Dar această grădină pusă în capul omului a rămas. O, veți zice, dar în capul omului sunt multe lucruri, altele nu se potrivesc cu grădina Eden. Sigur că da, sunt de acord cu dumneavoastră, așa e. Dar despre aceasta urmează să vorbim, chiar acum. Și Dumnezeu aduce în discuție ideea aceasta a unei surse. Înainte de aceasta, vreau să lămurim puțin contextul. Era îndată după ce Adam cedase ispite și păcătuise. Și observați apariția unor sentimente noi. Până atunci nu s-a știut ce e aia frica. Frica de cine? De ce? N-am știut ce e frica. Nu s-a știut ce este rușinea. Nu s-a știut ce înseamnă să te ascunzi de Dumnezeu. Așa ceva nu s-a știut. Și continuăm apoi după întrebarea aceasta a lui Dumnezeu, pusă omului, ce urmează? Uitați-vă la Adam. Primul model de obrăznicie pe lumea noastră. Ce spune lui Dumnezeu când întreabă, nu cumva azi ai luat din ceea ce am spus să nu-i? Ce zice el? Lui Dumnezeu, Creatorului. Femeia zice, pe care mi-ai dat-o tu. Nu vi se pare aceasta obrăznicie? Și femeia la fel vorbește. Șarpele pe care l-ai făcut tu. De unde până unde fenomenul ăsta de obrăznicie în ei? Apoi, unde era dragostea lui Adam pentru Eva când s-a hotărât să împartă soarta cu ea, oricare ar fi, așa de mult o iubește, că nu se poate gândi să trăiască fără ea, indiferent unde se duce și unde s-a și dus de fapt. Unde era dragostea? Când primul lucru pe care îl face, zice ea. Să scutură pe el, nu eu atât de vinovat, dar uite ea, din cauza ei. Vedeți niște schimbări care au avut loc. Imediat, aceasta înseamnă că în grădina Eden din capul lor, deja începuse să se schimbe ceva. Cineva le spusese ceva și ei crezuseră acel ceva. Și de acolo a pornit toată istoria aceasta neagră, dacă vreți, amară și destul de lungă a suferințelor omenești. Știți ce spune Solomon în Cartea Proverbelor?
în capitolul 4, la versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima. Dar noi despre inimă vorbim acum. Dați un pic că inima în Biblie, în limbajul biblic, înseamnă mai multe lucruri, nu înseamnă un singur lucru. Înseamnă și organul ăsta care bate în pieptul nostru, cât timp avem suflare. Dar înseamnă și omul luat în întregime. Dar ascultați ce zice Domnul. Că vorbește cu ucenicii despre farisei care se potigniseră de ce zisese Domnul. Zice Domnul, nu ce intră în gură spurcă pe om, și urmează discuția aceasta pe care o lămurim eventual vreodată, altă dată, nu acum. Dar zice căci din inima omului ies, care e primul lucru care ies din inima omului? Gândurile rele. Dar gândurile ies din inimă? Sau ies din cap? Din minte? În cazul acesta, am spus aceasta ca să ilustrez faptul că inima poate să însemne și mintea, mentalitatea omului. Ca și omul întregime, ca și sediul afectelor lui, a sentimentelor lui, bune sau rele, indiferent cum or fi, dar inima poate să însemne mentalitatea, mintea omului. Din mintea omului ies gândurile rele, zice Domnul. Marcu 7:21. Cine vrea să caute, poate găsi versetul acesta acolo. Deci, asta e ce discutăm noi acum. Primul lucru pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră. Ce este nou și diferit, nu este totdeauna mai bun. Poate să fie, sau poate să nu fie. O capcană în care cad mulți, eventual mulți tineri, sau, dacă vreți, și mulți bătrâni, este că au senzația aceasta că dacă ceva e nou și altfel, trebuie să fie mai bun. Să vă dau niște exemple despre aceasta. Știința medicală a venit cu multe noutăți și a reușit să eradicheze un număr de boli. De exemplu, azi malaria nu mai ucide oameni, gripa nu omoară pe oameni instantaneu și alte, multe lucruri au fost rezolvate. Și industria farmaceutică vine cu tot felul de lucruri care nu pot fi disprețuite și aruncate. Poți să le disprețuiești cât timp n-ai nevoie de ele, dar când te arde, să vezi cum te scoate din necaz. Deci acestea sunt schimbări noi și situația e diferită, deci avem de-a face cu ceva nou și diferit, care este mai bun. Deci un exemplu pozitiv. Să vă dau acum un exemplu negativ. Ce ziceți de ceea ce se cheamă arta războiului? Cum se ducea războiul mai demult? Se loveau cu ciomagul, cu un cuțit mare care se chema sabie, l-au tot perfecționat. Era un cuțit uriaș. Asta era. Dar arta războiului ce înseamnă asta? Nici nu se compară cu ce a fost mai înainte. Nou și diferit. Mai bun sau mai rău? Fără discuție mai rău. Fără discuție mai rău. Am dat un exemplu pozitiv și unul negativ, ca să arăt că nou și diferit poate fi mai bun, dar poate fi și mai rău. Deci să nu ne grăbim imediat ce a apărut ceva nou și diferit, gata să-l și adoptăm, să-l și îmbrățișăm, să-l și aplicăm la noi înșine. Mergem puțin mai departe decât aceasta. Vreau să compar acum, am vorbit despre faptul că Dumnezeu a pus grădina paradisului în capul omului. Și vorbirea are și ceva figurativ, dar are și ceva foarte real din această vorbire figurativă. Cred că majoritatea din dumneavoastră, eu aș spera că toți, să fiți de acord cu afirmația că unde este Dumnezeu, acolo e paradisul. Se poate întâlni Dumnezeu cu omul în conștiința lui, în răcoarea zilei? Poate Dumnezeu să stea de vorbă cu fiecare? Despre ce îl doare, despre ce dorește, despre ce așteaptă sau speră el, despre neînțelegerile lui și așa mai departe. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta în conștiință? Sigur că da. Pe aceasta se bazează toată credința și toată experiența noastră religioasă. Dar haideți să discutăm puțin. Acum vreau să compar puțin mintea omului cu stomacul. Să știți că și stomacul copilului când se naște absolut gol.
este ceva, e vreun aliment în stomacul copilului nou născut? Să ne spună personalul medical care e de față. Nu e nimic. Până atunci s-a alimentat prin conductă din sângele mamei. Nimic în stomacul lui. Când se naște un copil în creierul lui, credeți că există ceva în mintea lui? Nimic. Absolut nimic. Și suntem fericiți când îl vedem că începe să zâmbească, să ne recunoască și când pune mânuța lui mică pe obrazul nostru și suntem foarte fericiți în asemenea momente. Și una și celelalte se nasc goale și au nevoie de surse de alimentare. Sigur, tot procesul, copilul se învață treptat ce să mănânce, începe cu lapte, cu laptele mamei, dacă e un caz fericit, și, mă rog, treptat ajunge la ceea ce numește Biblia hrană mai tare, ceea ce știm noi toți că se întâmplă cu fiecare om. Deosebirea dintre conștiință, dintre minte, dacă vreți, și stomac, este că în timp ce alimentele, hrana care intră în stomac, este digerată relativ repede, într-un număr de ore, mai multe, mai puține, depinzând de vârstă, de consistența hranei și așa mai departe. Hrana care intră în minte rămâne acolo pe termen lung. Rămâne pe termen lung, pe un termen oarecare, mai lung sau mai scurt, depinzând de persoană, în sectorul conștient al minții și coboară în subconștient apoi după o vreme și rămâne acolo depozitată. Vreți să numiți aceasta pivnița minții? Mă rog, am zis subconștient, ideea de subconștient duce la ideea de scară care coboară. N-are importanță. Numiți o cămară, dacă vreți, n-are importanță cum o numiți. Dar există o zonă a subconștientului de care nu suntem conștienți totdeauna și care e acolo. E acolo. Începând cu ce au pus părinții, cu ce a pus mămica noastră. Cu primele cuvinte, cu primele sfaturi, cu primele învățături. Rămâne acolo pentru restul vieții. De ce au așa de multă dificultate cei care vor, care înțeleg că trebuie să schimbe religia sau credința cu ceea ce au primit de la părinți? Zice, așa am știut, așa am învățat. Că o fi bine, că nu o fi bine, zice asta să mai văd, dar așa știu. Pentru că această hrană a minții stă acolo și își face lucrarea ei. Aceasta este comparația privind sursele. Dar acum vreau să vă atrag atenția, dumneavoastră binevoitoare, evident, la faptul că această grădină a Edenului, unde putem să-L întâlnim pe Dumnezeu și unde putem să fim fericiți de Edenul Lui, care a fost și care vine și care este în prezent lângă noi în starea noastră de slăbiciune și de defectuozitate și tot ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. În timpul acesta noi trebuie să fim atenți că la această grădină Eden este și o ușă din dos. Această ușă din dos i-a fost predată omului încuiată și s-a dat cheia. Și a spus, ai grijă ce faci cu cheia. Ești liber dacă vrei să o deschizi. Riști, nu o să-ți fie bine dacă umbli acolo. Mai mult decât atât. Ușa din spate a minții noastre, a conștiinței noastre, n-are niciun bec. Acolo e întuneric complet. Și omul a rămas cu cheia în mână. Din nefericire, a fost curios să deschidă. Apropo de instincte, stomacul prin instinct cere mâncare că e foame, mintea instinctiv are curiozitatea care ține loc foamei stomacului și o face să acumuleze hrană acolo pentru un timp mai îndelungat. Dar ne întoarcem la ușa din spate. Ea a fost creată de Dumnezeu în numele libertății fiecărui individ creat de El. Ești liber, uite, dacă vrei, n-ai decât, uite, cheia e aici. Omul a deschis ușa și a pățit ceea ce știm că a pățit și ceea ce, de fapt, mai pățim și suferim și noi până azi și sperăm pentru nu multă vreme încă. Dar, interesant că Dumnezeu nu i-a luat cheia omului, nici după aceea. I-a lăsat-o. Și știți de ce?
fiindcă omul a avut libertatea să descuie și știți ce mai poate să facă? Cu aceeași cheie. Să o încuie. Să închidă ușa și să o încuie. Dar o să zic că e greu acum, merge greu că s-a ruginit cheia asta. Nu-i nimic, nu-ți bate capul. Și Dumnezeu trimite ajutor din cer. Ajută-l că nu poate să sucească cheia în broască. Și trimisul cerului face lucrul acesta. Și omul se bucură după aceea și se miră, zice, uite că n-a fost așa greu. Am crezut eu că e foarte greu, dar nu e așa de greu. Poruncile nu sunt grele, scrie Ioan, după o viață întreagă, trăită și în timp de persecuție și în timp de tot ce vreți dumneavoastră. Deci, lucrul acesta trebuie reținut. Există o ușă din dos prin care se poate intra în conștiința oamenilor. Fiecare este stăpânul ușii din față și din dos. Cea din față e deschisă sau închisă. Domnul zice, stau la ușă și bat. Înseamnă că e închisă, acolo unde bate Domnul. Și cea din spate, care poate fi deschisă și poate să fie închisă la loc. Cu ajutorul cerului, cu ajutorul trimisului lui Dumnezeu. Indiferent cine va fi acesta. Asta e situația conștiinții noastre, a mentalității noastre. Dar haideți să discutăm puțin în legătură cu aceasta, fiindcă Domnul zice, cine ți-a spus? Știți ce vrea să spună Domnul? Aici a intervenit cineva. Nu este, grădina asta nu e cum ți-am predat-o eu. E altfel. Eu n-am făcut nicio modificare acolo. Altcineva a făcut lucrul acesta. Și atrage atenția la sursa de alimentare a conștiinții, a mentalității lui, la care bine facem să luăm și noi seama. Fiecare în dreptul său, bineînțeles. Noi, eventual, suntem interesați de conștiințele altora, dar vă rog să nu facem greșeala de a viola conștiințele altora din jurul nostru. Poate să fie din familia noastră, poate să fie oricine, putem noi să fim sau să credem că suntem oricine, nu avem acest drept. Creatorul are dreptul de a umbla la conștiința omului. El. Noi putem să arătăm și altora, să dăm mărturie de ceea ce știm noi, că e bine sau e rău, asta da, restul rămâne pe seama lui Dumnezeu și a alegerii fiecăruia în parte. Poate să fie copilul meu pe care îl iubesc. Vă rog, cu toleranță din partea dumneavoastră, să nu violăm conștiința altora. Cu ceea ce noi credem că e bine și trebuie făcut și trebuie urgent făcut. Nu? Lăsați-l pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui. Așa cum am auzit de atâtea ori până acum. Dar cu aceasta ajung la o altă idee care ne interesează din această dezvoltare posibilă. Ideea aceasta de originalitate, de creativitate. Noi avem impresia că părerea, haideți să o pun la singular ca să fie mai clar și să nu ofenseze pe nimeni. Când îmi spun părerea mea, când zic părerea mea, eu așa și cred că e părerea mea. Când vorbesc de gustul meu, îmi place, nu-mi place, toată ziua îmi place, asta îmi place, nu-mi place. Mă rog, când vorbesc de gustul meu, zic că ăsta e gustul meu. Unora le place ardei iute, altora nu le place ardei iute. Treaba lor, nu fac discuții acum cu ce îi place. Dar pun în discuție ideea de originalitate și îndrăznesc să afirm că nu există originalitate. Adică, există creativitate, dacă vreți, în domeniul științific și în domeniul artistic. Dumnezeu a făcut omului favoarea de a-i da ceva, ceva din capacitatea lui de creator. Asociat la aducerea de ființe vii pe lume, nașterea de copii, când să compună, să facă ceea... Mă rog, se poate discuta mai mult decât am eu intenția acum să stăruiesc asupra ideii. Dar în domeniul spiritual am îndoieli foarte serioase că există originalitate și creativitate. Și anume am să vă spun câteva lucruri. Eclesiastul spune,
m-am uitat la toate în jurul meu și am constatat că nu e nimic nou sub soare. Nevoile de bază ale omului sunt aceleași. Azi, ca și acum 100, ca și acum 500, ca și acum 5.000 de ani. Aceleași. Soluțiile pe care le oferă Dumnezeu, hrana, dacă vreți, a stomacului și a conștiinței. Soluțiile sunt aceleași. Foarte interesant lucrul acesta, privind ideea de originalitate. Și cred că atunci când noi ne asumăm această autoritate de, ce știu eu, de a fi creat, de a fi original în ceva, riscăm să greșim enorm de mult. Auziți ce spune Domnul Hristos? Ioan 5 cu 19, dacă veți. 19. Zice, Fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci face numai ce vede pe Tatăl făcând. Dar Fiul cine era? Era Dumnezeu între noi. Sigur, de acum era Fiul al omului și se comporta ca un Fiul al omului, deși a continuat să fie tot timpul și Dumnezeu. Restrâns prin alegerea Lui în atribuțiile sale ca să ne poată servi pe noi în starea în care ne-a găsit și în care eram. Și zice, Fiul nu poate să facă nimic decât ce vede pe Tatăl făcând. Fiul lui Dumnezeu nu poate să facă nimic. Atunci noi, când vorbește în camera de sus, înaintea arestării sale, el compară legătura dintre el și credincioși cu o viță de vie și zice că lăstarea aceea de viță nu poate să aducă roadă decât dacă rămân legați de turpină. Și apoi trage concluzia directă de la această alegorie, de la această parabolă. Și zice, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Categoric. În domeniul spiritual nu putem face nimic. Așa că atunci când îndrăznim să pornim contând pe noi, riscăm enorm de mult. Așadar, lăsăm puțin deoparte ideea de originalitate, să o lăsăm pe seama Creatorului. Și dacă cineva are vreun talent deosebit al lui Dumnezeu, foarte bine, să-l folosească cu recunoștință, dar să-și dea seama tot timpul al cui este meritul, de unde vine și cu ce intenție a fost dat. Ca să fie folosit într-un fel bun în locul unui rău. Aș vrea câteva cuvinte să spun acum despre felul de identificare a surselor. Primul semn al unei surse dubioase este faptul că se ascunde. Vă întreb pe dumneavoastră, sigur că întrebarea este retorică, fiindcă știu răspunsul fiecăruia dintre dumneavoastră, îndrăznesc să afirm că nu greșesc când afirm aceasta. Cu cine vorbea Eva în grădina Paradis? Cu șarpele? Cu șarpele vorbea? Nu! Șarpele era numai fațada. Cine vorbea de fapt? Cu Eva. Vrăjmașul. Nu șarpele. Sursele rele sunt, se ascund. Prima caracteristică a surselor rele. Dar merg mai departe. Cu explicația pe care vă o propun. Sigur, nu o impun. Așa cum am zis mai departe. N-am nicio intenție să impun aceasta nimănui. Să zic așa cum zic eu, că e bine sau că e rău. Gândiți-vă fiecare și vă decideți fiecare pentru sine. Uitați-vă dumneavoastră cum stau lucrurile cu sursele acestea. Când vrem să identificăm o informație, o dată oarecare, cum se zice în termeni modernizați, primul lucru, să vedem de unde vine, de la cine vine. Ce întreabă Dumnezeu pe Adam? Cine ți-a spus? De unde e? Tu știi de unde este ideea asta? A răspuns Adam? Nu. De ce n-a răspuns?
a început să-și dea seama că era în încurcătură. Începuse, de fapt, atunci când s-a ascuns, dar acum mai apăsat sentimentul, senzația aceasta. Cine ți-a spus? Dacă e posibil să identificăm sursa, să fie o sursă de încredere, dacă nu este sursă de încredere, să rămânem politicoși, să rămânem creștini, dacă vreți, în sens mai larg, să rămânem oameni civilizați, să nu încercăm să dăm cuiva, să-l lovim în frunte, că e de altă părere decât noi, dar să nu ne grăbim. Să nu ne grăbim. Nu vă grăbiți nici să aprobați, nici să dezaprobați. Luați-vă timp. Merg mai departe, că aici mai urmează o concluzie pe care o păstrez pentru un minut sau două. Ca să identificăm sursa, poate că nu putem imediat să o identificăm, ne uităm la ce produce informația respectivă, gândul respectiv, ideea respectivă, ce produce în viața respectivului, a altuia care a acceptat-o înaintea noastră. Să vedem ce urmează de acolo. Fiindcă pomul bun face totdeauna fructe bune. Totdeauna. Nu o să facă fructe otrăvitoare. Niciodată. Un pom de soi bun. Dar ne uităm mai departe decât atât. La destinație. Frații mei, stimate surori, fiți foarte atenți unde duce o anume idee. Unde duce? Gândiți-vă, încercați să vă gândiți pe termen lung, unde conduce? În Proverbe 14 cu 12 citim multe căi par bune omului, dar la urmă duc la moarte, la urmă, uitați-vă la urmă. În Evrei 13 cu 7 citim următorul lucru. Zice, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul și uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, vă amintiți cuvântul? Evrei 13 cu 7, cuvânt cu cuvânt, vă repet. Și urmați-le ce? No, urmați-le credința. Dacă sunt produsele credinții, urmați-o, urmați-le. Dacă nu, stați pe loc. După, în timpul, de fapt, în timpul primului război mondial, din câte știu eu, probabil că sunt alții care știu mai exact decât mine, lucrul acesta, a apărut în cadrele armatelor militante care se războiau în Europa, între care și țările României, țara României, și alte, ideea de carantină. Știți ce însemna carantină? Se îmbolnăvea un soldat, un băiat tânăr, se îmbolnăvea, îl durea, nu mai putea, cădea, mă rog, indiferent ce făcea. Și doctorii, după nivelul de cunoștințe de atunci și mijloace de analiză de laborator de atunci, nu erau în stare să spună imediat despre ce e vorba. Mai ales când au apărut și boli necunoscute. Și atunci soluția lor era să-l pună în carantină pe respectivul. Îl izola de ceilalți și îl punea undeva, îl hrănea, îl supraveghea cât se pricepeau și cât puteau și ei. Dar ideea de carantină era aceasta. Nu se grăbeau să-și dea cu părerea. Vă rog, stimați frați, să avem atâta înțelepciune încât să nu ne grăbim să primim sau să respingem, să aprobăm sau să condamnăm idei cu care n-am fost noi familiarizați. Dar dacă sunt bune, dar dacă sunt de la Dumnezeu, dar dacă nu sunt de la Dumnezeu, nu suntem siguri, atunci e mai bine ca noi să așteptăm puțin. Și să nu ne pierdem răbdarea, fiindcă Dumnezeu nu-și
pierde răbdarea cu noi și stă scris în Biblie și în Luca și în Matei. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele. Avem răbdare. A apărut o idee nouă, importantă, strălucitoare, scripitoare, dacă vreți. Foarte bine, foarte frumos. Nu ne grăbim, nici să o respingem, nici să o primim. Așteptăm convingerea că vine de la Dumnezeu. Și cu aceasta merg puțin și mai departe. Observați cum întreabă Dumnezeu pe Adam. Cine ți-a spus? Nu discut despre faptul că era gol. Fiindcă știți că vrăjmașul te învață să te dezbraci, probabil își bate joc de tine că ești dezbrăcat. Nu, lăsăm pe el. Dar observați cum pune Dumnezeu întrebarea cine? Nu zice ce te-a făcut. Cine? Un pronume personal, interrogativ. Cine ți-a spus lucrul acesta? Noi avem de-a face aici cu această mare luptă, această mare controversă, dacă vreți, numim în termeni comuni în zilele noastre, între Domnul Hristos și vrăjmașul. Fiindcă el uneori se ascunde. Vorbeam de identificarea surselor. Auziți ce se întâmplă în Anglia? Acum niște ani în urmă, nu știu să spun exact câți. Au constatat mai mulți părinți că le place înghețata la copiilor, ceea ce nu e nimic nou, că la toți copiii probabil le place înghețată, sau la majoritatea dintre ei, dar o fi și vreo excepție, dar nu le plăcea orice înghețată, ci înghețată luată de la poarta școlii. Numai aia le plăcea lor. Și atunci au devenit bănuitori și au luat înghețată și au dat-o la analiză. Știți ce era în înghețata aceea? Droguri. Și respectivul îi obișnuia pe copii să consume droguri. Și de aceea ei vreau numai înghețată de acolo. Acea înghețată le plăcea. Nu orice înghețată. Bine, a intrat poliția pe fir, ce au făcut mai departe, n-am urmărit și nici nu știu și mai puțin mă interesează dacă l-au băgat la închisoare sau pe cât timp pe respectivul. Noi trebuie să fim atenți aici. Cine ți-a spus? Pentru că avem de-a face cu un vrăjmaș inteligent și capabil și lăsat să-și folosească inteligența și capacitatea lui uriașă de Dumnezeu, de Creator. Pentru motive care vor fi înțelese mai mult și mai bine pe Pământul cel Nou decât înțelegem noi acum. Ceva pricepem și noi și avem oarecare explicație suficientă pentru judecata mea. Nu știu dacă pentru judecata tuturor. Dar va veni un timp când lucrurile acestea vor fi înțelese. Ultimul lucru pe care l-aduc înaintea dumneavoastră în cursul acestei relativ scurte desfășurări privind conștiința noastră. Există ceva comun în toate sursele dubioase, să zic numai atât. Puteam să zic de-a dreptul sursele rele, ale răului, ale păcatului, mă rog, dumneavoastră puteți face înlocuirile necesare fiecare în dreptul său. Eu zic în dreptul surselor dubioase. Toate aceste surse dubioase care vin din întuneric pe ușa din dos a paradisului lăsat de Dumnezeu în conștiința noastră, unde El vine să stea de vorbă cu fiecare dintre noi, au ceva comun. Există ceva comun la toate. Vă rog, fiți precauți aici. Știți ce este comun? Atacă divinitatea Domnului Hristos pe pământ. Îl recunosc. Am auzit că și islamul recunoaște pe Iisus Hristos că a fost profet. Sigur că da. A fost profet. N-a fost Dumnezeu. A fost profet. Și sunt și alții. Pot să citez nume răsunătoare din lumea protestantă, dacă vezi Karl Barth, Niebuhr și alții, și Auland din partea Suediei și alții, care au venit cu fel de fel de explicații.
Dar toate aceste surse dubioase au ceva comun. Pun la îndoială dumnezeirea lui Iisus din Nazaret. Pun la îndoială. Au zis cum vorbeau cei din timpul lui. De la el să învățăm. Nu știți că e fiul lui Iosif, ziceau ei. Ne convenea explicația aceasta, fiindcă era la îndemâna lor. Atâta intra în capul lor. Dar au primit sugestia respectivă și au construit pe ea mai departe. Și alții. Dar fiți atenți uneori și la altceva. Fiindcă această idee poate să fie repetată. Și aceasta demască imediat cine este înapoi a ideii respective. Cine este la firul capătului acestei surse? Cine este, de fapt, sursa? Cum începe vrăjmașul ispitele lui raportate în Matei, capitolul 4? Cum începe? Cu ce cuvinte? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și odată, și de două ori, și de trei ori. Ați mai auzit cuvintele acestea? Da. Știți când s-au mai auzit? Când era pe cruce Domnul Hristos. Ce ziceau oamenii din jur? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ale cui cuvintele repetau ei? Ale aceluia care le spusese cu 3 ani și jumătate mai înainte. Fără să fie conștienți de sursa respectivă. Și de aceea Domnul Hristos s-a rugat pentru ei și a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vă rog, fiți precauți, frații mei, stimați, frați și surori, fiți atenți. Pentru că uneori nu suntem siguri privind sursa. Ce facem cu ce s-a depozitat în subconștientul nostru ani de zile, mai mult, mai puțin, depinzând de vârsta noastră și de felul cum am citit sau ne-am interesat. Ce facem cu cunoștințele noastre? Îndrăznesc să vă fac o recomandare. Când nu putem identifica sursa, lăsați cunoștința respectivă, lăsați-o să zacă acolo sau neglijați-o. Când suntem siguri de sursa respectivă, mergem înainte fără nicio frică. Dumnezeu este într-adevăr alături de ceea ce El a descoperit. Totdeauna a fost și va rămâne. În veci. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și versetul acesta este următor versetului pe care l-am citat mai înainte, în Evrei 13, versetul 7. Uitați-vă la mai marii voștri care v-au vestit credința, la sfârșitul felurilor și urmează apoi modelul perfect. Iisus Hristos, același ieri, astăzi și în veci. Aici să fim atenți noi. Aceasta în legătură cu acele gânduri și acele idei și acele gusturi și acele mentalități ale noastre sau fragmente de mentalitate din fiecare din noi, despre care nu suntem siguri ce sursă au avut sau au. Să fim precauți în privința aceasta. Și mai ales cu toată încrederea să ne îndreptăm privirile spre Domnul Hristos. Spre Domnul Hristos, Dumnezeu venit între noi. El este singurul învățător. Citiți Matei 23. El este singur. Zice să nu vă numiți dascăl sau învățători, rabin, să nu vă numiți rabi, cum să numeau. Fiindcă unul singur este învățătorul vostru. Și acela cine este? Domnul Hristos. Dumnezeu, mă rog. Domnul Hristos, Dumnezeu. Așa e. Acela este învățătorul nostru. Dar ce ne facem cu oamenii care vorbesc în numele Lui? Foarte bine. Comparăm cu Domnul Hristos și nu e nicio dificultate. Nicio dificultate în privința aceasta. Domnul Hristos rămâne același. El nu se schimbă. Și cu aceasta am încheiat ce am vrut să vă spun, frații mei. Vă rog să fim atenți în concluzie. La sursele ideilor și sugestiilor și propunerilor care ajung la noi. Unele pot fi bune și pot fi de la Dumnezeu. Altele nu sunt bune
și nu vin de la Dumnezeu. Noi să nu ne grăbim să ne rugăm lui Dumnezeu și cu umilință să ne îndreptăm spre locul unde ne rugăm și noi, fiecare colțul lui de cameră, de pat, sau unde să roagă fiecare, și spre cuvântul lui Dumnezeu. Și cu umilință, fără aere de a tot știutori, cu umilință venim și spunem: Doamne, uite, acum a apărut și asta. Nu știu, nu pot să înțeleg, nu-mi dau seama imediat despre ce este vorba, dar mă duc înaintea ta și o pun aici, în fața ta. Credeți că e bine să facem așa? Da. Domnul să ne ajute. Amin. Domnului Hristos, să închidem serviciul divin din această seară cu imnul 351. Vin izvor de viață sfântă.
Tatăl nostru care ești în cer, venim înaintea Ta, numele Domnului Hristos, la sfârșitul acestui sabat sfânt, ca să-ți mulțumim, Doamne Sfânt, pentru că ai îngăduit să ne bucurăm cu toți aici. Îți mulțumim pentru solia pe care am primit-o și pentru atât promisiunile, cât și pentru avertizările pe care Tu ne le-ai dat prin ea. Acum, la pășirea într-o nouă săptămână, Te rugăm ca Tu să mergi cu noi și nu ne lăsa, Doamne, să continuăm dacă Tu nu ești alături de noi. Te rugăm, înzestrează-ne cu putere și cu sănătate, cu o minte clară și cu dorința de a face ceea ce este bine înaintea Ta. Rămâi cu noi în noaptea care ne stă în față, în fiecare pas pe care l-avem de făcut în continuare până în sabatul următor. Și ajută-ne, Doamne, dacă este voia Ta să ne întâlnim din nou aici, unde să-Ți aducem laude numelui Tău. Prin Domnul Hristos Te-am rugat. Amin. Amin.